Ionuț Petaca are 24 de ani și este profesor de limba romanii. A studiat la Universitatea din București și a luat definitivatul cu nota 10. Deși avea toate șansele să predea într-un oraș mare, a ales să se întoarcă în locul în care s-a născut, Roșia Montană. A vrut să le dea copiilor din zonă o șansă la o viață mai bună. Dacă copilul se oprește în clasa 8 sau la final de clasă la 12, munca noastră este în zadar. În schimb, dacă o să reușesc ca cel puțin 2-3-5 elevi pe viitor să fie cel puțin colegi cu mine pe limba romanii sau în alte domenii, m-aș bucura. Acum predă romanii la aproximativ 50 de copii, mulți dintre ei premianți. Și el a fost olimpic la rândul său. Pasiunea pentru limba romanii a început încă din clasa 1-a, când profesoara lui l-a inspirat să citească și să scrie. Acum are în fiecare an olimpici la națională și câștigă mereu primele locuri. Maria are 14 ani și este în clasa a 7-a. Vrea să devină educatoare când va fi mare, dar deocamdată se pregătește pentru Olimpiada Națională. Studiind de mică din clasa 1-a, de atunci particip la Olimpiade. Că mă simt liberă când vorbesc limba romanii și sunt obișnuită cu limba asta și nu mi se pare ceva greu. Este olimpică și la istorie, o materie importantă prin care a început să se descopere. Noi la istoria romilor învățăm de ce s-a spus țigan de jumătate de mileniu. Mulți nu știu că am fost sclavi, mulți nu știu despre holocaustul în care am fost deportați în Transnistria. Și studiind asta în școală, și m-aș bucura ca cândva și majoritarii să știe despre chestiunile astea, să avem o altă viziune despre romi. Ionuț vrea să le dea aripi copiilor, să-și înțeleagă tradiția, cultura și limba și să fie mândri de ele. Mire ce aveți, but șucarta, but Godia Vert, ai Tejanen, că von Sikaven, but Andic, Sasto, Berș. Am spus că copiii mei sunt foarte fericiți și cuminți și că învață multe lucruri într-un an.